În acest exemplu practic, vă vom arăta cum se asociază dispozitivul dumneavoastră smartphone Android. Pentru a asocia un telefon Android cu AirLink 2, activate Bluetooth, activare Bluetooth, pe dispozitivul dumneavoastră mobil și setați dispozitivul pe Visible, vizibil. Apoi apăsați meniul Telefon, telefon, din meniul principal al AirLink 2. Sistemul propune să stabilească o conexiune Bluetooth între telefon și sistemul dumneavoastră. Confirmați solicitarea apăsând pe OK. AirLink 2 caută telefoane active din apropiere. Selectați telefonul solicitat din lista prezentată la pornirea conexiunii. Verificați pe telefon codul de confirmare indicat de sistem și acceptați solicitarea. Selectați alocarea funcțiilor telefon, telefon și media, apoi confirmați solicitarea și continuați cu conexiunea. Selectați dacă sunteți sau nu de acord să autorizați partajarea contactelor, jurnalelor de apeluri și media cu AirLink 2. Odată ce telefonul este conectat la sistem, aveți acces la funcțiile domeniului telefon, telefon, precum accesul la contactele telefonului.